atât de multe să vă povestesc, dar mă grăbesc foarte tare, fiindcă, după cum știți, eu sunt singurul cetățean, oficial vorbind, puteți să verificați și pe net, sunt singurul cetățean din Uniunea Europeană, în sensul că sunt cetățean român, membru al Uniunii Europene, care am avut o interdicție de 12 ani de zile. Înaintea mea mai sunt oameni care între timp au decedat, a fost Nelson Mandela, Dumnezeu să-l odihnească, 27 de ani a avut el de interdicție în Africa de Sud, dar vorbim de Africa. A mai fost Navalny cu 6 ani de interdicție de a apărea la televiziune în Rusia, care între timp a și decedat în pușcărie și el, Dumnezeu să-l odihnească. Și a mai fost un cetățean din Asia care a avut o interdicție de 5 ani și jumătate. Așadar, noi românii stăm foarte bine la un singur capitol. Aveți un campion mondial printre dumneavoastră, Dan Diaconescu, cu cea mai lungă interdicție din lume de 12 ani. Așadar, să ne bucurăm de fiecare moment pe care îl avem împreună, fiindcă de WhatsApp ne-am putut bucura, cum v-am zis, doar 3 zile. Am vorbit cu 7.000 dintre dumneavoastră pe numărul de WhatsApp, fostul număr de WhatsApp, nu mai vreau să-l amintesc, dar care s-a dus, Dumnezeu să-l odihnească și pe acel număr de WhatsApp. Am vorbit cu operatorul de telefonie respectivă, care mi-a dat cu multă generozitate numărul de WhatsApp respectiv, adică cei din rețeaua Digi, și mi-au spus că așa ceva ei n-au văzut în viața lor, ca un cont de WhatsApp să fie suspendat cu atâta brutalitate, fără niciun fel de explicații și pentru prima oară de asemenea în Uniunea Europeană. Am făcut o contestație la cei de la WhatsApp și ne-au spus că într-adevăr este singurul caz din Europa, au mai avut 8 închideri de acest gen pe teritoriul Statelor Unite ale Americii în acest an și o închidere în Asia. Deci și aici ne putem lăuda cu o performanță, avem un român care e în top 10 închideri WhatsApp pe planetă, adică subsemnatul, și de aia trebuie să ne grăbim cumva și v-aș ruga ca tot ceea ce se întâmplă în această seară între noi să nu povestiți mai departe, să nu anunțați rudele, vecinii și prietenii, să încercăm să ținem o comunitate cât mai strânsă între noi, cât mai secretă, astfel încât să nu audă, poate aveți vecini care lucrează în serviciile secrete, poate aveți prieteni, amante, soții, iubiți, iubite, care lucrează în SRI, în SIE sau în alte servicii secrete, să nu îi anunțați ca să nu afle și poate apucăm și noi de o zi, două, trei de libertate pe TikTok și putem să vorbim cât mai multe lucruri. Așadar, secretomanie totală, da? Nu povestiți nimănui când ajungeți acasă, dacă acum sunteți în trafic, sunteți în taxi, sunteți în autobuz, în metrou, undeva și vedeți această emisie pe TikTok, nu povestiți tuturor, like-ul, uitați-vă și voi la Dan Diaconescu pe TikTok. Țineți secretul acesta, să rămână secretul nostru.